Scandalurile se țineau lanț într-o familie din Piatra Olt. De cele mai multe ori, neînțelegerile degenerau pe fondul consumului de alcool. Vecinii încercau să evite pe cei doi concubini când se luau la ceartă. Așa au făcut și la începutul acestei luni. Scandal, altceva ce să fie. N-am văzut, gălăgie multă, nu pot să vă spui mai mult de atât. Era cam frecvent scandalul ăsta cel între ei. Ea era răutăcioasă. Era scandalul de pe lume de aici. Ea s-a dus după el la cârciumă, l-a lovit cu o piatră. Supărată pe soț că bea fără ea, femeia l-a alergat pe ulițele satului și a aruncat în bărbat cu ce a găsit pe drum. O bucată de cărămidă l-a lovit direct în față și l-a dezechilibrat. În cădere, omul s-a lovit de o bordură de ciment și a ajuns la spital. Medicii au încercat în zadar să-i salveze viața. La nicio săptămână, bărbatul a murit, iar consoarta a ajuns în custodia oamenilor legii. În urma loviturii, victima s-a dezechilibrat, a căzut, lovindu-se cu capul o suprafață betonată. A fost transportată inițial la spitalul Slatina, apoi la spitalul de urgență Craiova, unde a și decedat la data de 8-a 2-a. A fost reținută de către procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Olt, iar și a prezentat în vederea arestării și tribunalul chiar a dispus arestarea în cursul zilei de ieri. Femeia riscă să stea după gratii până la 10 ani. Este acuzată de lovituri cauzatoare de moarte. Aceasta și concubinul, a cărui moarte a cauzat-o, aveau împreună un copil de 9 ani care a rămas acum în grija rudelor.